E panica asta prin Europa cu Ebola. Nu ar trebui să fim îngrijorați, românii? Pe de-o parte, da. Și să căutăm să ne protejăm. Credeți că România este pregătită să prevină o epidemie de genul ăsta? Nu știu dacă autoritățile sunt pregătite pentru așa ceva. Dar ce ar trebui să facă autoritățile? Să pregătească, să investească într-un vaccin, din punctul meu de vedere. La Buzău ar putea să ajungă virusul ăsta? Se poate ajunge dacă nu izolează, dar dacă e izolat, n-are cum să ajungă și la Buzău, că doar tot în România trăim. Bineînțeles, să se izolați, așa că nu ne sperăm. V-ați documentat? Păi da, bineînțeles, televiziunea și plus de asta ziarul. Deja sunt vreo câteva suspecții în România. Am văzut că s-au mulți cazurile. Da, da, și pe post. Deci nu se sperie? Nu, de niciun fel. Nu mi-e frică, domnule, s-a luat... La graniță, care intră bine străinătate, îi verifică, el ce fiu îngrijorat. Nu, că știu că sunt câțiva suspecți prin țară au fost. Aia nu, care iau izolat și nu, la noi nu-i probleme. Crezi că Dumnezeu să apară din țările alea africane? Pe de altă parte, ci că nu se transmite prin aer. Ceea ce ar fi bine. Ba da, că a spus în avion, a spus cei care au apărut cu avionul ăla acum, unde s-a întâmplat treaba asta, în Spania, așa, pe toți i-au controlat să vadă dacă s-a luat boala asta prin aer, căci s-ar putea să ia și prin aer, numai prin sânge sau prin contact. Sau prin... E o boală foarte periculoasă. Da, asta. Să ne fie frică că o aduce cineva la noi aceea și o să avem probleme. Credeți că autoritățile române, autoritățile buzoiene, medicale, sunt pregătite să prevină această... Nu aș putea să vă dau un răspuns, nu prea am încredere în nimeni, nici în guvernanți, nici în... E o harababură totală, în general, în lume. Fiecare face cam ce-l taie capul. Eu nu sunt îngrijorat personal. De ce? Nici nu sunt contacti prin preajmă, să zic așa, oameni veniți din Africa de Vest. Nu știu, e cazul să ne facem griji. Deja au apărut primele cazuri suspecte prin țară, au început să moară prin Europa. N-a trebuit să moară prin Europa, din câte știu, doar în Spania. Da. E destul de izolat. E România pregătită să prevină o epidemie? Ce nu știu asta. Poate că da. Văd că s-au luat deja ceva măsuri. Ce frică și de o gripă, da, păi de Ebola. Adică, dacă gripa poate să facă rău, așa și Ebola. Doctorii, autoritățile spun că noi suntem pregătiți, că nu e cazul în România. Păi nu prea s-ar vede că suntem pregătiți, pentru că pe acum s-au apucat să aducă aparatură, să aducă... Bine, nici nu am fost loviți de o asemenea, știu, epidemie până acum așa de mare, dar văd că totuși se străduiesc să cât de cât să ajungă din urmă. Partea proastă e că nu fac o pregătire și cu populația. Cam ce măsuri să ia fiecare, bine, în afară de a te spăla pe mâini sau știu eu, dar mai trebuie și alte măsuri de igienă, de să te ferești în colectivități, școli, cămine, piețe, magazine. Da. E, și aici ar trebui puțină instruire. Nu, așa, publicitate, afișe, prin televiziune cu ajutorul dumneavoastră și al celorlalte stații de televiziune, să zicem așa. Cam asta. Prin presă sunt destule, slavă Domnului.